Familiile sau persoanele cu o situație materială precară vor primi și în acest an tichete sociale pentru achiziționarea de produse specifice sărbătorilor pascale. Valoarea unui tichet social a fost majorată de la 30 la 40 de lei. Direcția de Protecție Socială a municipiului Târgu Jiu anunță că până pe data de 15 martie se primesc la sediul acesteia cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor pascale. Distribuirea acestora se va face în perioada 26-30 martie 2018. Valoarea unui tichet este de 40 de lei. Cu ocazia sărbătorilor pascale, Primăria Târgu Jiu va acorda 50 de pachete cu alimente tradiționale familiilor nevoiașe din municipiu. Valoarea unui pachet este de 200 de lei.